O imagine a ajuns virală pe toate site-urile online. Un bărbat își ajută câinele paralizat de frică, care refuză să meargă mai departe după un bombardament. Ministerul ucrainean al afacerilor externe a distribuit pe Twitter o fotografie aparent un bărbat din Irpin, care încerca să își ajute câinele paralizat de frică, din cauza bombardamentelor. Atacurile au provocat prăbușirea unui bloc de 12 etaje și căderea altei construcții adiacente de 9 etaje. Pompierii și salvatorii aflați în apropiere au sosit imediat la locul exploziilor și au început să evacueze locatarii. Totodată, serviciile de urgență din regiunea Harkov au anunțat miercuri că de la începutul invaziei ruse, de pe data de 24 februarie, cel puțin 500 de locuitori ai orașului cu același nume au fost uciși. La aproape 3 săptămâni după invadarea Ucrainei, armata rusă și-a intensificat în ultimele zile atacurile și vizează orașele unde luptele fac ravagii, precum Harkov, cartiere din Kiev, Mariupol, dar și din vestul țării.